Voltă pe litoral. După ce în Marea Neagră și-au făcut apariția mai multe geamanduri noi în formă de cruce, bornele portocalii pe care stă scris și numărul morților înecați în Marea Neagră au stârnit un val de reacții printre salvamari. Sunt periculoase și inestetice, spun unii dintre ei. Asta nu este o modalitate de a face pe cineva să înțeleagă că apa mării este periculoasă. Să respecti apa și ce spune salvamarul și mergi acasă liniștit după un concediu frumos. Nu să vezi cruci la 5 metri de cearșaful tău, cum să bălângâne acolo în apă. Sunt făcute niște chestii tăioase, ascuțite, care sunt prinse în niște nituri. Dacă este val și te duce valul în aia, te poți tăia, te poți lovi. Mamaia. Nu, la Constanța și Mamaia și ceva nu o să montăm. Eu să crucific litoralul românesc n-am să fac. În Eforie Nord, aceste geamanturi în formă de cruce au fost montate deja. E acolo și colega mea, Iulia Stanci, ne dă mai multe detalii, dar și imagini. Iulia. Bun găsit tuturor! În primul rând, geamandurile au născut controverse pentru că sunt în formă de cruce. Doar aici, în Eforie, a fost montată una, însă, așa cum puteți vedea, partea superioară, cea în formă de cruce, deja s-a rupt în această dimineață din cauza valurilor care sunt puternice. Aici, în Eforie Nord, spre exemplu, este arborat steagul roșu. Însă, salvamarii din Mamaia, Constanța, Neptun, Olimp, Venus, Saturn și Mangalia au refuzat să le monteze în apă. Salvamarii din Mamaia spun că sunt inestetice și că sperie turiștii. În plus, mai susțin salvatorii că sunt periculoase deoarece au o plăcuță din aluminiu care îi poate răni pe turiști dacă sunt aduși de val în apropierea geamandurii. Salvamarii mai spun că nicăieri în lume nu există astfel de balize și că refuză să le pună în mare. Aceste geamanduri, de precizat, au fost donate salvamarilor de către Fundația SMURD.